Hey, salut, salut! Pam, 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 salutare, salutare. Bună, Ana. Așa. Pare în totul e bine. Mai ales că au câștigat Nexus cu 16-13 pentru cei care nu știți, împotriva Virtus Pro. Am înțeles că multă lume a făcut mulți bani, ceea ce e bine. A pariat lumea pe Nexus Gaming cu cotă 4 și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Foarte tare. Ia să vedem dacă avem meciul. Watch now. Ok. Nu sunt meciul momentan. A fost 16-13 pentru Nexus. Salut! Salutare tuturor! Umilință pentru Virtus Pro. Am jucat bine Nexus. Asta este. Poftă bună, Marius. Da, mai sunt două meciuri în această seară. Sau nu știu dacă o să comentez multe, dar $100, uite. A făcut Ștefan $100. Nexus la anul la Major. Nu știu ce să zic, nu cred. Salut, salutare tuturor. Așteptam, trebuie să înceapă meciul, să apară meciul aici și voi intra direct în joc. Salutare tuturor, bine ați venit. Vei comenta meciurile din campionatul acela din Timișoara, da, Mirel. Mâine de la ora 10:30 dimineața până la ora 23 noaptea, voi comenta cam până la ora 22-23, voi comenta meciurile din grupele lanului Luliș din Timișoara. Așadar, să fiți acolo. Salutare, salutare. Hai cu 25.000 până la Crăciun, Doamne ajută, Șerban, să vedem. Am făcut 13.000, am făcut 13.000 de subscriberi, awesome. Mulțumesc tare mult, prieteni, că m-ați ajutat să ajung la suma asta. A fost 10.000 atunci, acel milestone la care am vrut să ajungem, acel prag, dar desigur pragul poate să și crească. Să întreb pe Jax cum stăm. Ok. Începe chiar acum, imediat. Vom avea replay cu meciul acela Nexus versus Virtus Pro. Da, voi încerca să-l pun în seara aceasta. Foarte bine, Gabi, n-am avut nimic. N-am avut nicio problemă la gât. A fost incredibilă performanța, da, a fost un meci foarte bun. Sincer, unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am comentat eu până acum. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mm-hmm. Da, Dreamer, da. Super, Mirel, mult succes lor. Ce se mai întâmplă cu Ciocardau, nu știu. Cred că a rămas cu banul momentan. Mersi, dacă mă urmărești, salut și ție. Tot dau aici refresh să-mi apară meciul. Momentan nu apare nimic. Păcat că tocmai am mâncat Cristi. Sunt sătul din păcate de data asta. Mi-au mai rămas niște grătare, așadar a trebuit să-mi iau, să-mi refac puterile până una alta, până începe meciul acesta. Da, Dreamer. Începe imediat Nordic. Mulțumesc frumos, Robi, o să continui cu siguranță. Cam nasol pentru Invictus. La ce te referi? Că au pierdut cu Space Soldiers? Poate și Space Soldiers cred că băteau Virtus Pro la cum joacă acum, sincer. Din păcate au decăzut băieții. Dragoș, chiar nu mai răspund la întrebările astea dacă mă mai ții minte. Am și zis că vă ții minte pe majoritatea. Mulțumesc, Meduza. Te uiți când poți, Sibile. Au câștigat Nexus. Mulțumesc, White Wolf. O să continui cât pot de mult, cât pot de mult. Au câștigat Nexus Gaming cu 16-13 împotriva Virtus Pro. Nu accept cererile pe Steam, Meduza, din păcate.
Iar joacă cu Vitalis. Invictus jucaseră cu Vitalis. Da, a jucat Ciocardă cu turcii. Nu mai joacă Semințe la Nexus Deris. Ok, nu mi-apare meciul. Stați să vedem pe cine mai întreb eu de la Nexus. Trebuie să mai întreb pe cineva. Așa. Salutare și ție, Cristi. Au jucat contra Virtus Pro, au bătut. Imediat, Maria. Văd că ai crescut în subs foarte mult, mă bucur că încă te mai urmăresc. Continuă, o să continui, Eduard. Mă bucur și eu că mă urmărești și că poți să faci chestia asta. Și sper că îți aduc o experiență cât mai bună pentru a vizualiza meciurile. O să puteți, cei care n-ați putut urmări meciul, o să știți că o să vedeți în seara asta reluarea. O să pun pe YouTube. Salut și foarte bun comentariu la meciul versus Virtus Pro. Tot așa, o seară frumoasă. Asemenea, Marian, mulțumesc că m-ai urmărit. Sper că o să pot să urmăresc și alte meciuri pe care le comentez. FCSB mai joacă, dar sub alt nume. Nu mai joacă sub numele de FCSB. Am Legendary Eagle. Spre Legendary Eagle Master, soon to be, sper eu. Mai trebuie să câștig un meci sau ceva de genul. Nu-ți faci gaming? Nu, White Wolf, eu doar comentez. Salutare, Andy. Păi acum, Danus, ce să facem? Asta este. Nexus s-au câștigat. Ok, de acum încolo o să vă las pe voi să răspundeți. Dacă mai întreabă cineva cine a câștigat, spuneți-le că a câștigat Nexus. We'll do. Sau won't do. Won't stop and we'll keep up, Icy. Mersi frumos, te salut. Ok, nu-mi răspunde nici NJ, nu știu care e situația. Stați să vedem dacă e B online, da? Cred că ei joacă încă în... cred că e încă au match. Ok. Nexus Gaming jucau într-o cupă a OC. Începem. Bun. Începem imediat. Ok. Mi-a zis B acum. Sinners. Twister. Sinners. Mi-a plăcut rap-ul din episodul trecut. Direct la Hellvision cu tine. Mulțumesc, Eduard. Și asemenea și ție tot, Cătălin. Tot, Cătălin. A mai pariat cineva pe Nexus de aici și a câștigat? Dacă a câștigat așa, foarte, cu cea mai mare sinceritate, nu spuneți că nu sunteți mai special dacă chiar băgați o minciună de aia în chat că ați câștigat nu știu cât, dar sincer, știu că sunt persoane că adică puteai să pui $100 și câștigai 400 lejer. Cine a avut puțin tupeu și a avut și bani, a avut de câștigat. O să fie postat Vines. Super, Fritz. Super. Îmi pare bine. Aștept să apară meciul. Mai ia foarte puțin timp, sper eu. Tot dau refresh aici, să știți. Da, s-a salvat live-ul. O să-l postez. Numai $20, nu? Și aia e bine, să știi. 2 sticle la 10 euro. Super. Nu știu, Twister. Pentru că Nexus i-a bătut pe foștii FCSB de curând. Când începe imediat. Trebuie să... Eu nu pot să intru în match. Așa, acum a apărut match. Eu nu pot să intru în match până nu apare. Până nu mi-apare aici meciul pe listă. Dar acum a apărut. Și asta înseamnă că intru în match. Și asta înseamnă că pot imediat să vă comentez meciul. Și Roland sau Ana, dacă puteți să postați pe grupurile de Steam și pe Discord, ar fi super. Cu numele de Sinners joacă cei de la FCSB. 100 de like-uri, da? Vă mulțumesc frumos că ați dat like sau că ați dat dislike. Ceea ce nu este până acum, dar în fine. Și dacă dați dislike, nu este nicio problemă. Pentru că apreciez orice feedback. Kulu spec stat 0, Kulu spec stat 0, Kulu spec showbanning 0. O să fie runda de cuțite. Și dragi prieteni, începe meciul.
am uitat să pun intro-ul la meciul cu Virtus Pro. Cred că era mult prea mare hype-ul. Imediat apare și screen-ul. Așa, este bine. Bun venit tuturor. Bine ați venit aici pe livestream. Urmăriți Nexus Gaming versus Vitalis. Momentan se fac două fraguri, 3 de către IGM și NJ cu Selo vor încheia runda. Credeți-mă că sunt pe val cei de la Nexus Gaming după victoria cu cei de la Virtus Pro. Salut, mă văd la donații. Da, Mihai, asta este modul meu de a vă de a arăta apreciere pe termen lung față de voi cei care m-au ajutat din acest punct de vedere. Îți mulțumesc încă o dată pentru donația de ieri, Mihai. Te salut. La fix ai venit Games for Android, așa este. Bună seara, bună seara, bine ați venit. Pe cine pariez? Eu aș merge pe Nexus Gaming în meciul ăsta, sincer, deși Vitalis nu sunt o echipă slabă absolut deloc. Au 8 victorii și o singură înfrângere în cadrul Rigicevo. Au câștigat Nexus cu, Virtus și Invirtus, vreau să zic. Și este ultima dată când mai spun. Sau te apreciem mult ceea ce faci și eu apreciez că vă uitați la mine, maică ta, și îți mulțumesc că așa-l cheamă, văd că ăsta e numele tău. Așadar, bine, dragi prieteni, haideți să urmărim acest meci dintre Nexus și Vitalis, Rap God. Să vedem dacă voi avea la ce să fiu să facă Rap God. Dar sper că vă plac momentele astea, sincer, cu când mă apuc să vorbesc repede. Dragi prieteni, Nexus Gaming versus Vitalis, din echipă din Finlanda. Urmăriți acest match. Vedem 4 seturi de armură mică pentru cei de la Vitalis, la Zori, Ariel, Bonaster și Arvid, iar A1 este suportul lor în această rundă, cu două flash-uri și un smoke cumpărate. Deci, altă parte, Nexus... 4 seturi de armuri mici. De asemenea, Jax este cel care a luat un smoke, respectiv defuse kit-ul. Și atât că deja își face intrarea une. Am văzut persoane care au câștigat $400 pe Nexus, așadar. Salut, Andrei Buzat, mulțumesc tare mult. NG reușește one tap-ul pe Arvid, vine și tare B, reușește de asemenea acel headshot pe Ariel, ultimul în viață fiind Bonaster alături de, ultimii în viață fiind Bonaster alături de Aune. Aune va fi prins aici de către IGM și uitați-vă cât de bine au intrat cei de la Nexus Gaming site-ul ăla. Au ieșit dinspre Z în site-ul, în trenul, mai bine spus în vagonul. Au făcut aici split-ul, doi jucători au făcut split-ul, venea unul și dinspre Ivy, cred că, sau de la trenul la unul. Ulterior IGM s-a arătat de la Popdog la el, pe ultimul jucător aflat generator de la Vitalis și l-a eliminat din spate. Jucătorul de la Vitalis vrea să stea în cover astfel încât să poată să tragă către site unde s-ar fi făcut defuse-ul de către jucătorii români de la Nexus Gaming, dar nu a apucat să facă asta. Imediat a plecat IGM din site-ul B, a intrat în Popdog și a făcut rotația astfel încât să surprindă, să facă flancul și să aducă prima rundă pentru cei de la Nexus Gaming. 1-0 așadar între Nexus Gaming și Vitalis aici pe traine. A fost în cadrul SEA Premier League Andu, sau Mountain League, cum se mai spune. FCSB nu știu cum mai joacă săptămâna viitoare, dar nu mai jucat cu numele FCSB, se numește Sinners acum. Așteaptă Jaxi cu acel famaz și va avea mulți jucători de la Vitalis de întâmpinat. Probabil să-l vadă pe primul, într-adevăr începe să tragă. Au unei ademeși, dar încep să sară. Floaie de jucători finlandez, dar cât de bun este flickchat-ul lui Jax. Îl elimină pe Ariel și pune capăt rundei. Zori nu-i se dă nicio șansă decât jucătorul român al nostru. Nexus Gaming 2-0 în fața Vitalis după ce au intrat tare în site-ul B. Și scopul celor de la Vitalis a fost să facă cu siguranță plantul. În mod normal, acum se aflau într-o situație de full eco, dar datorită fapt că au plantat, au luat $800 în plus. Pe lângă asta a fost a doua rundă care au pierdut-o în mod consecutiv, așadar au luat și $1900 în loc de 1400. Cât ia standard la prima rundă pe care o pierd, iar astfel reușesc să facă full buy-ul încă din runda 3 în loc de runda 4. Cum ne poți vorbi așa? Pur și simplu pot, Tyred, se pare că. Și îmi pare bine că pot să să pun la să valorific acest, nu știu, această capacitatea mea prin a comenta meciurile pentru voi.
A făcut un trade aerial pentru Jack Six. El o surprins de către Arvid, care a făcut double kill-ul în side. Deja Zori așteaptă în pop block. Se va arăta IGM. Nu mai este aceeași schemă, ca să spunem așa, pentru că Zori și-a învățat lecția din ultima rundă. Dar franchează B, capitanul celor de la Nexus Gaming. Primul frag îl face Zori deja. Face rotația, vrea să meargă în Z alături de coechipierul său. B ia foarte mult damage datorită acelor flăcări și vine deja donație de la Mihai. Uite aici niște bani de înghețat. Mulțumesc, Mihai, de donație. Te salut și bine ai revenit, bine ai revenit în această seară și ai spart gheața. Oh, cred că iarăși vrea B să facă un fake defuse, un fake defuse. Lăsați fake defuse-ul, este vorba de un ninja defuse. Se pune pe defuse, se trage către el și da, ia damage. Este din la de către Zori, pentru cei care nu știți, cei de la Nexus Gaming au făcut ieri împotriva MK Sports pe Cobblestone 4 ninja defuse în 44 de runde pe o singură hartă. Mulțumesc încă o dată, Mihai, pentru donația de 3 euro și că ai spart gheața în această seară. Cum merge treaba? Foarte bine, Alex. Salut, Erti. Am făcut un concept, l-am desenat pe hârtie. Ok, păi trimite-mi-l, Dino. Sunt foarte curios cum arată. Mulțumesc frumos. Apreciez. Nu, Cătălin, nu. În 2-3 ani mă las de casting, să știți. Dar până atunci, băgăm tare, să știți. Frumos, Aune a tras în marginea lower-ului și acolo a fost Jaxi eliminat de către el. Da, Nexus s-au bătut Virtus Pro. Înaintează, s-a aruncat smoke-ul în partea stângă la Ivy, dar Bia așteaptă în partea stângă de asemenea încă o dată, de la după primul colț, așadar smoke-ul nu l-a afectat absolut deloc, dar l-a afectat cu siguranță gloanțele lui Bonaster. Și a fost pus la pământ. Face pick-ul IGM, câștigă acel duel cu același jucător de la Vitalis, finlandezul care l-a eliminat pe capitanul său. Rămân 3 oameni în viață de la Nexus Gaming, care toți sunt grupați în site-ul la Arvid. Momentan nu este văzut, ba da, s-a văzut picioarele și IGM nu-i mai dă nicio șansă. Ia acela că a văzut 7 de pe jos, a dus egalitatea din punct de vedere numeric și acum să vedem ce va face Vitalis, pentru că se află în City Spawn, în T-Spawn, mai bine spus. Un jucător este în pop-dog, momentan nu se arată, acela este aerial și cred că vor începe încet încet să intre înspre site-ul ăla, dacă nu Zori se află chiar exact în... Nu în showers, se află în conector, așadar își va face intrarea din această zonă, are VP-ul în mână și îl vede pe AJ. Nu i-a văzut capul, dar i-a văzut capul lui Xello, care el este în site. Este stânga, Xello l-a vinat pe primul jucător, AJ din flank, îl pinde pe Zori, era în parte de sus a site-ului, se întoarce în partea stângă, face double kill-ul AJ, 3-1 pentru Nexus Gaming. Merge foarte, foarte bine. Diana, mulțumesc frumos de întrebare. Salutare, Yahiro, bine ai venit. Bă, nu te doare gura? Nu, Eduard. Ban a luat... ban, mai bine spus, Ciocardău a luat un ban manual de la Adminicevo, fiind suspect de cheat-uri. Deci n-am fost un ban de la VAC sau ceva de genul. Acum, iată că aceste runde pe care le-au luat cei de la Nexus Games, sau mai bine spus ultima rundă pe care le-au câștigat-o, îi aduce pe jucătorii finlandezi într-o rundă în care trebuie să forțeze doar cu pistoale. A luat damage, Bonaser, a sărit. Rămâne în viață, dar doamne ce frumos a fost acel headshot. Vine NJ să se răzbune. Începe să tragă aici MP câte cei din site, dacă aruncă acum cea nu este o grenadă, din păcate este doar o incendiară, dar face fragul în cerină. Arvid iese în partea stângă, face triple kill-ul IGM și iată că vor începe cei de la Nexus Gaming să facă și dezamorsarea bombei fără nicio problemă. Vine runda cu numărul 4. Bi totuși îi spune lui Bonaster că a fost un frag foarte frumos pe care l-a făcut cu acel deagle. 4-1 pentru Nexus Gaming și ce este important de asemenea este că rămân cu 4 oameni în viață. Asta înseamnă că nu mai trebuie, că doar unul dintre ei, este vorba de B, ar trebui să reinvestească într-o armă de calibru mare. Nu avea banii la dispoziție, avea 3750 de dolari, așadar Xelo cumpără un M4 și pasează arma lui B, rămâne cu astfel el cu acel AVP și fără bani, cu doar cu 350 de dolari. Oricând e loc de progres, Mihai, mulțumesc tare mult pentru cuvintele voastre frumoase din ce prieteni. Mihaiță de asemenea. Și ție, Nectis. Foarte bun meci, unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am comentat în ultima vreme, Spooky. Puțin de meci pe care i-a bit datorită, sau din cauza acelui smoke care a venit aruncat în fața sa.
Te va întâlni Zori alături de coichierul său Aune. Ei sunt în shower, trei jucători de la Vitalis și IGM acum decide să facă picul. Îl vede pe aerial, îi dă damage, dar a văzut faptul că jucătorul de la Vitalis avea un AWP în mână. Așadar trebuie să se retragă. Este foarte riscant să joace în continuare 1 vs 1. Aruncă incendiara pentru lower în caz că jucătorii de la Vitalis urmau să înainteze din această zonă, pentru că puteau să facă asta. În momentul în care a făcut picul aerial cu acel AWP de aici, puteau să intre imediat Vitalis cu coichierii săi dinspre lower ramp. Nu s-a întâmplat asta, dar asta este motivul pentru care IGM a aruncat imediat acea incendiară. Să nu uităm că și NG este alături de el, dar din păcate cei doi jucători din site-ul B acum sunt trei, pentru că vine și Jax din spate, care mai are utilități. Tocmai voiam să spun că IGM și NG nu mai au utilități la dispoziție ca să țină site-ul B, dar asta înseamnă că rămâne B singurul în site-ul care trebuie să fie responsabil de site-ul A. Este în popdog și așteaptă coborârea lui aerial, care momentan nu se întâmplă. S-a mai aruncat un smoke și vine execuția de la Vitalis pentru site-ul B. Din păcate pentru Iacon se află 3 jucători de la Nexus Gaming, dar Zori face extrem de multă treabă. Pun la pământ 2 oameni, Jaxi va pica sub glonțele lui Arvid înainte de a elimina pe Bonaster și B trebuie să descurce de unul singur și uitați-vă la HP-ul celor de la Vitalis. Cât de low sunt toți jucătorii și B este foarte frumos. Vrea să ia acei $1500 le elimine pe primul jucător pe care îl vede de la Vitalis. Ceilalți jucători din la echipa din Finlanda sunt foarte, foarte low. Dar dacă va ieși Zori acum, va apărea probleme pentru cei de la jucătorul de la Nexus Gaming. Iată că îl vede pe Zori, le elimină, deja va ieși și celălalt. Este vorba de Aune dinspre Z, dar stau pasivi și asta este motivul pentru care B momentan nu va putea să facă prea multe. Stau pasivi jucătorii străini și pierde duelul cu Arvid, deși Arvid era foarte low. Era o rundă realizabilă de către B. Problema era că erau mai mulți jucători de la Vitalis în viață. 4-2 așadar. Ce premiere are liga asta? Undeva parcă $6000 pentru locul întâi când se joacă play-off-urile. Salutare Shocker, bine ai venit Angel. Da, toți erau foarte low, Roland. Da, știu că sunt foarte multele ciudate de genul Lady Mihai. Echipa mea preferată de CSGO, FaZe, în ultima vreme. Așteaptă Zori, îl vede pe Xelo-ul elimină. Nu știu dacă Xelo avea și el AWP sau nu, nu am fost atent la acest aspect. Mă uitam strict la felul în care își poziționase Zori acea țintă, crosserul. Penny și tu Shadow. Mario de asemenea e best of one. Și acum calmează lucrurile jucătorii de la Vitalis. Știu că au avantajul de 2 oameni și felul în care s-au poziționat totuși este astfel încât să facă un să intre în site-ul ăla din 3 părți. Ivy, Connector și Popdog. Este Angie care așteaptă. Aerial îl va vedea. Ați văzut felul în care a ieșit Aerial totuși. Doar picioarele ei s-au văzut, astfel încât să tragă un jucător de la Nexus dacă se afla acolo. A și scos ce a vrut. Apoi NG cu siguranță trebuia să se uite înapoi către Connector, pentru că de acolo ieșeau și ceilalți jucători finlandezi. Și astfel NG a fost pus la pământ fără nicio problemă. S-au dublat ceilalți jucători finlandezi care se aflau în această zonă, în acea zonă, în Connector. Beach cu Jax acum sunt puși în situația de a face save-ul, mai ales datorită armelor pe care le-au la dispoziție. N-au rămas cu prea multe utilități. Jax cu un smoke și cam atât. Cum poți să vorbești așa repede? Pur și simplu pot, White Wolf. Da, a fost un match foarte frumos, Virtus Pro versus Nexus. Cine a fost în locul lui NG și IGM la Nexus? Păi, unul dintre cei trei, Seixe White și, mai bine spus, Seixe și cu semințe, pentru că Jax a venit înapoi în locul lui White ulterior. Mersi, Boomer, tare mult. Unde vă bracket-ul sau clasamentul? Trebuie să intri pe SEA și să cauți Liga Mountain Dew. Salutare, Geotare, salut și ție. Bune gusturi, a? Frumos, Jaxi, felul în care s-a așteptat ca un jucător de la Vitalis să se afle în Connector. Zori au apărut de la Vitalis, a fost eliminată, așadar sunt curios dacă îi va lua AWP-ul. Bonaster, dar uitați-vă la NJ, a înaintat deja și l-a auzit finlandezul pe românul nostru. A luat arma NJ, a furat AWP-ul și a plecat imediat de acolo, de asta s-a dus NJ chiar în Connector. De asta s-a dus el acolo.
Aceasta este situația la numărul de fraguri, dacă vă interesează. Momentan. Revenind, Arvid este singurul jucător care se află către site-ul ăla de la Vitalis. Încet, încet, Bona se află în partea de sus a pop-dog-ului. Acum se retrage și el în upper B, alături de coechipierii săi. Va mai urma un match, prieteni, de la ora 22, probabil. Să vedem dacă am destul timp, să văd cum fac. Va mai urma un match, pardon, împotriva Vasd. Ege este cu AWP-ul în mână și iată câte multe face. Doi elimină pe Bonasa și pe Ariel. Xelo scoate USP-ul, elimină pe Aone fără nicio problemă. Rămâne doar în viață Arvi, care se poate întâlni acum cu Jaxi. Jaxi așteaptă, pace picul cu AWP-ul, așteaptă acum pe poziții pentru că nu voia să se arate. Voia să și-a setat unchiul Jaxi și ulterior, iată cât de bine s-a așteptat. Cât de bine a intuit Jaxi poziția jucătorului de la Vitalis. Avea un coic pierde sigur care deja se uita de Z. Un jucător, un coechipier care se afla în lower ramp, așadar singurul loc de care mai putea să, singura locație de care mai putea să fie responsabil Jax era City Spawn-ul, dar de asemenea, felul în care au intrat Vitalis în site-ul B au fost eliminați, iar ulterior a mai rămas un jucător pe hartă, probabil acesta ori se afla în connector, ori se afla exact în Ivy și de acolo au venit. Salutare tuturor celor care a spus salut princesa, sunteți destul de mulți. Acesta este vocea mea, Sergiu. Folosesc doar voice meter pentru a conferi microfonului claritate în plus și puțin aerul ăsta de studio, după cum se și aude. De exemplu, cel mai apropiat exemplu la simțul comun pe care îl pot da este, de exemplu, sunt cei de la Virgin Radio România și ei folosesc același lucru. Este vorba de puțin bas pe microfon pentru a da nu aerul acesta de studio, dar așa sunetul acesta specific. NJ foarte agresiv se află în pop dog, face un frag, dar vine trade-ul făcut de către Ariel. Și acum avansează jucătorii de la Vitalis sau care liberă către site-ul ăla. Jucătorii este chiar în site. Acesta este Xelo-ul, are parte de jos pe... O, doamne, pe Ariel. Face acel no-scope. Dar rămân 2 versus 3. Continuare 2 jucători rămași în viață de la Vitalis. Jaxi B era în spatele lui Zori, mai bine spus. Jaxi a venit, cred eu, dinspre Ivy, într-adevăr, și a tras direct către site. 6 la 3 pentru Nexus Gaming. O să fie postat pe YouTube meciul Nexus versus Virtus Pro. Salut Andrei Nicolae, bine ai venit Alex. Bine ai venit tu Coche. Ciao ciao, bine ai revenit Alex Boțoagă. Salut, salut. Mulțumesc pentru compliment Vlad. Bine ai revenit Network. De asemenea Lichty pentru complimentul tău, mulțumesc. Jaxi face prima eliminare pe Bonaster, Bi așteaptă, dar iată că Aune de această dată nu mai face aceeași tactică precum cu IP-ul său, iar cred că Ariel va sări imediat. Bi nu a luat damage, abia acum i s-a dus în 11. Cât de aproape Ariel de a elimina pe capitanul celor de la Nexus Gaming, Jaxi îl va vedea și el va elimina pe Arvid fără nicio problemă. Mai mult Nexus au așteptat în extremitățile site-urilor, ați văzut, au făcut fraguri cam pe această linie a site-ului, să spunem așa, pe această ramă a site-ului A, dacă îmi permiteți să o numesc așa, într-un mod. Au așteptat la PopDog, la Ivy, cam aici s-au făcut fragurile pentru cei de la Nexus Gaming. Și aparent vor păstra acest WVP seara pentru că merg lucrurile pentru ei. Să vedem, Vlad. Sper. Îmi place pentru că este o echipă foarte variată din punct de vedere al naționalității. Mulțumesc, Andrei. Salutare și ție, Christian. Bine ați venit, Ion Gabriel, de asemenea. Zori, boost-ul superb pe care și l-a făcut cu ajutorul lui Ariel. L-a văzut pe NJ. Ați văzut, uitați-vă unde este poziționat smoke-ul. Și totuși, cu ajutorul boost-ului, a văzut în site. Și singurul lucru pe care putea să-l vadă era un jucător urcat de la Nexus Gaming pe acel tren, pe acel vagon. Și l-a văzut chiar pe NJ. L-a eliminat, frumos a fost făcut acel boost de către jucătorii finlandezi. Rămâne acum cu un avantaj de un om pe hartă, dar în momentul ăsta sunt pironiți, cu un minut rămas pe cronometru. Prinși în zona showers, respectiv partea de sus a site-ului B. Agresiv s-a dus bine lung de B.
Și acum îi lasă pe copiii săi, pe oporii de la Nexus Gaming. Unul site-ul A, unul site-ul B. Jax elimină pe Aerial, face primul frag, dar mai rămân 3 oameni în viață de la Vitalii. Să-l vede partea de sus și elimină pe Bonaser. Ce frumos joacă Jax cu AWP-ul. Deja Xelo schimbă arma, pentru că are nevoie de o dacă 37 în close quarters. Deja îi se dă în damage lui Arvid și va veni. Asta este acel smoke aruncat deja de către jucători de la Vitalii. Înainte, chiar când au ajuns în site, au aruncat, eu cred, smoke-ul direct în Z. Scoate pistolul Jaxi, are 3-2 fraguri momentan la activ. Sper că nu, da, și elimină pe Arvid. Credeam că mi-a s-a apucat telefonul să-mi sune. Și este 8 la 3 pentru Nexus Gaming. Nu știu ce ai vrut să faci Aiden acolo, dar asta este. Salut Wizek, Wizake, mulțumesc tare mult. Salut și ție, Wooden. Setări config de la jucătorul de la Nexus, chiar nu pot să stau că nu le cunosc. Nu uitați, prieteni, să apăsați ori butonul de like, ori butonul de dislike pentru a urca acest live stream în recomandate. Oricare dintre cele două butoane pe care voi le apăsați, de asta vă rog să interacționați cu live stream-ul, vor avansa acest live stream în recomandatele de pe YouTube și va fi cu siguranță o audiență mult mai mare. Intră cu pistoale Vitalis în site-ul app, din PopDog majoritar, dar și din Connector, dar își face treaba aici, face momentan un frag, pigă sub gloanțele lui Aerial, rămânând astfel 3 versus 2, dar problema celor de la Vitalis este că nu au decât o armă de calibru mare, un M4 era la une care acesta a picat sub glonțul lui Jaxi, se aruncă smoke-ul pentru PopDog, se era află în partea dreaptă Aerial, iar Jax este la datorie cu AWP-ul în continuare. Mai face o eliminare și este top fragger pentru Nexus Gaming, 14 fraguri fiind eliminat de 3 ori până acum Jaxi. 9 la 3. Nu, din păcate nu pot să dau ad pe live pe Steam. Da, Eduard, ăsta este stilul meu. Vreau să vă creez o experiență cât mai bună, să dau niște dropuri pe partea Nexus Gaming. Care crezi că este cel mai bun jucător de la Nexus? Fiecare este bun pe rolul său. Salutare, Spipo! Cu Isaac. Isaac, am auzit de el, dar nu l-am văzut în particular. Comentând, am auzit de el totuși. Salutare, vecinul Turat, salut, Fizo! A, mare, foarte frumos a fost la lanță, este Fizo, păcat că l-ai ratat, rămân 3 vs 3 jucători, iar la Nexus Gaming se lua în partea dreaptă, pe jos, pe Aerial, pe A1, este cu grenada în mână și este prin smoke în dreapta, asta este jucătorul de la Vitalis. Nu știu ce face Zori, dar cu siguranță a trecut, l-aude pe Xelo, a trecut de el, a trecut prin smoke și a intrat în Z, dar nu au plantat cei de la Vitalis. Xelo în scapă, este ajutat de către Jaxi cu pistolul, l-a ajutat să rămână în viață cu echipierul său și apoi el se uită cu AWP-ul direct către lower, de acolo venea Zori. Și încheie runda cu numărul 13, de asemenea în favoarea Nexus Gaming, care iau deja runda cu numărul 6 în mod consecutiv. O să-l postez, Aisti, mulțumesc frumos. Autodirector, hello, foarte adevărat, Roland. Și eu sunt ceva de genul când nu merge. Mulțumesc, Pecdo. Mulțumesc, Mihai, te salut și eu. Bine ai venit, Vlad. Care crezi că e cel mai bun jucător cu AWP din lume? Nu știu. Mi-am place Guardian de la Face, că tot ziceam că îmi place Face, dar nu prea am urmărit în ultima vreme să-l urmărim aici pe IGM, pentru că deja face Free Fire-ul. Ia văzut pe jucătorii de la Vitalis datorită acelei umbre, dacă am văzut bine, care s-a arătat. 3 jucători rămân în viață de la Vitalis, ia foarte mult damage Xelo, dar se bagă agresiv, vine tare, foarte agresiv, joacă și de la Nexus Gaming pe partea de retake, dar pierd oameni, B este pus la pământ, foarte agresiv vine Zori, foarte mare, norocos a fost că nu a prins, a fost un coș cei de la Nexus Gaming pentru că nu a prins acea linie, încearcă Xelo un nou scopul, dar nu reușește, rămâne Aerial cu 92 HP în viață și Xelo este la doar 1 HP, problema pentru Vitalis este că nu a plantat bomba încă, Aerial dacă avea bomba plantată, acum putea să joace liniștit, să joace cât mai pasiv, dar el trebuie în 46 secunde să ia și bomba aceea, dar iată că Xelo se primește flash-ul de la Jaxi și Xelo le pe Aerial. Cât de bine au jucat Jaxi cu Xelo împreună. Jaxi, de aici, i s-a cerut flash-ul de către Xelo, l-a aruncat imediat în această zonă undeva să explodeze astfel încât să-l ia din plin jucătorul finlandez și Xelo apoi a făcut picul de la primul vagon de la lower. A donat 7 euro!
Optics Eye, bine ai venit! Oh, Electronic Sports League, da! Optics Eye este un administrator român din cadrul care lucrează la ESL în UK pentru la jocul Dota 2. În caz că nu știați, mulțumesc Optics Eye pentru donația ta, te salut! Mulțumesc tare mult! Ce direi ai avut la donație? Pentru că comentam, îți dai seama. Nu puteam să mă opresc. Rămâneau 2 vs 2, chiar într-un dezavantaj numeric destul de mare jucătorii de la Nexus Gaming. Unul este ultimul, este în stânga lui IGM și IGM la UDE și se întoarce superb, îl pune la pământ. 12 la 3 pentru Nexus după prima jumătate. Ce reacție, a? Nu Fizo, dar comentam meci, nu pot să mă opresc de fiecare dată pentru o donație în momentul în care fac casting. De obicei, când este o situație, cum era acolo, eram vorba ta pe turație maximă, e puțin absurd să opresc momentul pentru că a venit o donație. Dacă v-ați uitat la meciurile care erau la un moment dat când am fost pe Cobblestone, când au fost acele multe donații de 10 euro, trebuie să puteți să știți că și când erau donații de 10 euro, tot așa, de peste 10 euro, tot nu mă opream ca să nu mă... La început cel puțin, în momentul în care veneau, nu mă opream din casting, mai ales dacă eram în mijlocul acțiunii. Dacă nu eram în mijlocul acțiunii, era altcumva. Se poate să mă opresc atunci. Salutare tuturor, bine ați venit și mulțumesc tuturor celor 436 de viewer care ați venit în această seară. Bă, ce ai RapGod? Măi, mulți ziceți despre mine cu RapGod. Chiar așa mult vă plac fazele astea când vorbesc repede? Îmi pare super bine. Runda de pistoale cu numărul 2, sau mai bine spus cu numărul 1 din cea a doua jumătate. Bivi din spate, dar Arvid îl așteaptă. Superb, și-a făcut crosshair placement-ul, sau mai bine spus poziționarea țintei, astfel încât să le elimine pe un jucător care vine de acolo. Dar vedeți că a venit de la Jexia acel Molotov și deja Ariel se așteaptă ca jucătorul de la Nexus să vină. Iată că le elimine pe Bonase. Dacă îl pune la pământ și pe Ariel acum vor fi foarte mari probleme pentru cei de la Vitalis. Într-adevăr, dar rămâne Arvid în viață. Nu are un defuse kit și nu cred că a cumpărat cei de la Vitalis nici un defuse kit. Jaxi 1 vs 1 împotriva jucătorului finlandez care nu se pune pe defuse. Stă momentan pasiv, cu siguranță nu mai are timp în acest moment. Face defuse-ul, vrea să creadă că Jaxi are una, că vrea ca Jaxi să creadă că acesta are un defuse kit, dar nu. Jaxi a venit la fix, îl elimină. Și cred că a reușit fragul cu numărul 3 în această rundă, într-adevăr 13 la 3. Foarte frumos jucat. A aruncat molotovul și încă nu l-a aruncat astfel încât să se arate. L-a aruncat din upper, a venit cu marginea sau cu mantaua, cum se zice la biliard. A trecut exact în site, a activat, sau mai bine, început să apară flăcările pe jos. N-au putut să facă defuse-ul inițial și de la Vitalis. O, doamne, dar Zori, ce reușește acesta? Două headshot-uri pe IGM și pe B. Sunt frumoase, superbe, acele frag-uri reușite. Jack se doarce partea din spate, îl pune la pământ pe încă un jucător de la Vitalis. Și cred că imediat vor schimba măcazul și de la Nexus să meargă către site-ul B. NJ se duce, rămâne NJ în site-ul A, chiar le elimine pe Bonaster și deja ajunge Jax în site-ul B să facă plantul. Cred că NJ se va descurca de unul singur, mai ales că are un AK-47 și aruncă pe flash-ul, va lua din plin aici Zori, dar alege să fie pasiv NJ. Și vine tare și nu-i de nicio șase NJ. 14 la 3 pentru Nexus. După cum spuneam, ca să revin la acea explicație, Jaxi și-a aruncat cu marginea acel molotov. Vitalis, ați văzut, marea lor greșeală a fost că au intrat cu doi jucători în proximitatea molotovului. Flăcările s-au extins, au luat damage și asta i-a permis lui Jaxi, după ce a venit în lower, să facă fragurile cu doar un Glock. Au fost body shot-uri. Chiar un... Bine, donația, de acum mă oprești pentru că nu era în timpul acțiunii. Optics Eye, bine! Mulțumesc pentru donația de 20 de euro. Mulțumesc, Optics Eye, vai, mulțumesc tare mult. Da, m-ai oprit, nu era în timpul acțiunii. Mulțumesc tare mult de donație, Optics Eye. Mulțumesc pentru tot suportul tău. Râde și network. Runda luată de Nexus Gaming fără nicio problemă. 15 la 3. Au avut și armele de calibru mare. Abia acum nu au bani Vitalis. Și da, un prim headshot a reușit de către Jaxi și ulterior a stat pasiv cu l-a ucis pe celălalt jucător de la Vitalis, rămânând doar un versus 1 cu A1. Mulțumesc odată Optics Eye cu mâna pe inimă pentru donația ta din această seară, pentru tot suportul tău de acolo. Sper că
Îți place și ție absolut tot ce se întâmplă. Și mulțumesc că mă urmărești de atât mult, de așa de mult timp, de când am început, chiar de la început. Suflețel, dorează vreo salut, suflețel, de când nu te-am văzut. Salut. Intră tare, jucători de Nexus Gaming. Vitalis deja a ieșit un jucător de la ei, dar el face treabă, de asemenea Zori. Rămân Bish cu Jax în viață. Salut, suflețel, ce mai faci? Pică Jax de asemenea și iată că trebuie să se reconecteze jucătorii de la Vitalis, probabil, dacă Bill cumva face o magie. Rămâne cu un singur glonț la dispoziție, va reîncărca. Nu uitați că de la ora 22 se va mai juca un match al celor de la Nexus împotriva WSD Sports din Estonia. O echipă desrancată, sau mai bine spus, clasată destul de bine în cadrul ligii, mai bine spus pe HLTV. Salut, suflețele, încă o dată, te salut și te pup. Ce mai faci? Sper că totul bine, n-am văzut că ai scris ceva în chat. Încearcă flick chat-ul Zori, s-a reconectat jucătorul de la Vitalis, dar iată că... Oh, Zori, cât de frumos! Ce face acest jucător cu scoutul? Extraordinare play-uri cu scoutul de la Zori, jucătorul finlandez. 15 la 4 și rămân în viață jucătorii de pe partea de CT. Îți place Lego? Da. Și mai ales când era mai micuț, mă jucam și eu cu Lego, ca oricine. Hai, prietenașilor, serviți și voi un like, da, prieteni, fie că apăsați butonul de like, fie că apăsați butonul de dislike, să știți că va fi totul bine, trebuie să veți ajuta să urcați acest livestream în cadrul recomandatelor extrem de mult și vor veni multe persoane noi pe livestream. Așadar, acum mă refer la persoane noi de pe livestream, dacă tocmai ați venit pe acest livestream și vă place ceea ce se întâmplă aici, puteți să apăsați butonul de subscribe ca să rămâneți la curent cu meciurile echipelor din România comentate în limba română de către mine. Momentan se joacă Vitalis vs Nexus Gaming, deja pică și nu ne ajută absolut deloc acest autodirector. Dar s-a spus că face un headshot aure pe NJ și IGM va încheia meciul pentru cei de la Nexus Gaming. 16 la 4 devine scorul și Nexus Gaming își aduc acum victoria. Nu plecați absolut nicăieri pentru că va urma următorul match versus WSD Sports. O secundă. Așa, asta este logo-ul celor de la WSD. Mulțumesc încă o dată OpticSai. Mulțumesc pentru tot. M-am obișnuit să vorbesc repede și să știți încă 10 minute, da, uite, vă spune Jaxi că încă 10 minute mai trebuie să așteptăm. Trebuie să schimb și titlul, trebuie să schimb și o secundă. Stați să vedem dacă a zis suflețel ceva, unde ești suflețel, te caut în chat și nu te văd. Numai dacă nu ți-ai schimbat cumva suflețel. Suflețel, nu ai scris nimic suflețel. Salutare tuturor, GG. Da, GG. Foarte frumos logo-ul, într-adevăr. Rap God. Eu sunt un ficus, foarte. Da, Vortex, da. Acum văd ce ai scris. Da, mai și gândesc ce spun, Dinul. Mai este un match, nu plecați nicăieri. Versus WSD Esports. Hai cu live-ul imediat la ora 22 unde începe Estonia. Așa. Vedem unde este acel. Bun. Așa. Perfect. Ia să vorbim noi în chat, prieteni. Ce mai ziceți? Haideți să povestim. Dacă vreți deschideți subiecte că stăm la povești. Gigi Xello. Mai stăm până la ora 22. Puteți să reveniți? Cum să nu se joace astăzi? Toți puțin. Ah, Jax? Stai, what's up? Nu mai avem Azwerty. Ok. Bine, am înțeles. Deci nu se mai joacă astăzi. Nu mai sunt meciuri. Alrighty. Bine, prieteni. Păi, înseamnă că aici se termină și treaba mea în această seară. Sper că v-au plăcut meciurile, sper că v-a plăcut în special meciul cu Virtus Pro.
Haideți totuși. Eu nu închid așa live stream-ul. Hai, mai stăm aici 10 minute. Cine vrea să stăm la povești, stau aici cu voi. Uitați, mi-am așteranjat, mi-am dat spătarul mai așa mai pe spate. Îmi aduc lângă mine microfonul și stăm aici la o poveste. Ok, deci stați puțin, deci dacă nu se mai... Uitați să scot și treaba asta. Gata. Meciuri terminate pe azi. Discuții cu Verti până la 22. Ok. Dacă vreți să povestim ceva, stă cine vrea. Salutare, Roland, mersi frumos. Bere lângă microfon să nu se simte singur. Păi n-am fizo, n-am în frigider nimic. De ce Verti și nu QWERTY? Pentru că am vrut o puțină originalitate, dar multă lume are nickname-ul ăsta. Mulțumesc că mi-a spus că nu se joacă azi. Totuși. Și azi se urci la nivelul următor cu prezentările meciurilor. Păi, la ce te-ai referit tu? Bun, haideți să vă povestesc puțin despre... Știți că m-ați întrebat mulți despre... Da, after party. Știți că m-ați întrebat mulți dacă Werty, când o să comentez meciuri ale echipelor de tier 1? Ei bine, trebuie să știți că aș fi comentat pe GL Major-ul în cazul în care nu eram la Asus, la București pentru Rockmasters, pentru LAN-ul Rockmasters. Am încercat să iau contact cu Epicenter pentru turneul ăsta de 500.000 de dolari, dar nu oferă live stream-ul sau posibilitatea de casting de pe alte canale, trebuie să fie toate de pe canalele Epicenter. Am încercat cu E-League să iau legătura, dar E-League și E-League și ECS, ambele fiind din Statele Unite, trebuie cumpărate drepturi de transmitere ale cupelor, ale ligilor. Deci practic eu ar trebui să scot din buzunar, gândiți-vă, la câteva mii de dolari, cred că, pentru că na, cam să vă dați seama că nu se lasă ei așa ușor, pentru că de asta au pus și vând și drepturile de televiziune, să zicem așa, ca să poată să mai facă niște bani în plus, ceea ce mi se pare total normal într-o măsură. De obicei la majoruri sunt open go TV-urile și poate să facă oricine casting, dar la următorul major, având în vedere că teoretic ar trebui să fie totul cu Go TV public, voi comenta următorul major. Dar până atunci, nu știu dacă se ivește ceva, o să încerc să vă aduc niște meciuri de genul ăsta, de tier 1. În afară, aș putea să comentez ESL Pro League, dar trebuie să fac pe Twitch și știți bine că nu-mi convine Twitch-ul. Mersi, Viorel. Mersi, Savage. La fel, asemenea, White Wolf, mulțumesc. Rămâne în Cristi totuși într-o măsură la partea asta cu casting-ul și cu scena din România. Mulțumesc, numele Werty, dar puțin sunt cunoscut sub numele Werty. Wow, mersi, network, mă flatezi. Bună, Xenes, salut, salut! Păi, momentaniși vorba aia în Fizo. Asta nu înseamnă că n-a fost nimic în frigiderul ăla. Păi că n-ai de gând să faci casting. Cam maxim 3 ani, Eduard, da, cam așa. Maxim 3 ani. Face schetă, a? Da, o să se găsească o soluție. Unde pot vedea meciul cu Virtus Pro? În seara asta o să-l pun la export de pe Twitch. Sper că s-a procesat, să vedem. Intru chiar acum pe Twitch să vedem dacă s-a procesat. Cum a fost meciul cu Virtus Pro? Ai fost surprins? Da, Zeca, da. Eu am spus la început că nu vreau să mă pronunț asupra meciului pentru că se putea întâmpla orice. Având în vedere că Nexus au început să progreseze cu actualul lineup, iar Virtus Pro au început să tremure de o perioadă. Au pierdut cu Venatoris, care se echipă. Bine, aveau un cheater, cică. Așa, dar nu se mai pune, dar totuși. Nu oricând o echipă din România ar bate asemenea echipă de fost tier 1, poate tier 2 în curând, habar n-am. Virtus Pro o echipă bună, așa de fel, dar au o perioadă proastă, din păcate. Da, am trecut de 13.000 de subscriberi. Care va fi următorul fan meeting și unde? Probabil în București, la următorul eveniment, când va fi.
da, îl cunosc, Happy Pie. Sau, habar n-am. Tendezi o schiță, ok, Dinule, hai să vedem. Sunt curios, mă uit chiar acum să știi. Sunt deja tier 23. Cum a fost meciul cu WSD? Nu s-a jucat. Search. Sunt gata meciurile pe această seară. Salut și ție, Valentin. Nu fi zona, am văzut. Mi-am spus părerea Nectis pe Facebook, nu o mai repet. Atunci când a fost scandalul, chiar atunci zilele acelea. Să înțeleg că băia. Păi, Ana, așa, mai chem și eu un tovarăș sau doi tovarăși pe aici și mai la o poveste. Sau mă deplasez eu și facem așa o... un meeting, vorba aia. La o poveste. Gata, gata pauza parțial, Mitreu. Amendă pe care a primit-o Alibec? Nu știu, n-am auzit din păcate. Sau n-am auzit, mai bine zis. Haideți să mă uit la acea schița pe care mi-a trimis-o. Nexus au câștigat versus Virtus. Deci dacă trebuie să știți, Ciocardo a luat bani doar și doar în cadrul Cebo. Nu este și în altă ligă. Nu este același Gravity. Oh, wow, stați puțin. Stați puțin că e super tare ce mi-a trimis aici Dino. Deschide într-o filă nouă. Haideți că vă arăt și vouă să-mi spuneți ce credeți, dar trebuie să întorc imaginea, stați puțin. Ia să ies de aici din CSGO. Quit. Bun. Rotate. Așa. Haideți să vedem. Feedback pentru... oferiți feedback lui Dinu. Pentru concept art-ul ăsta, pentru... Ia să vedem. Image. Deci Dinu mi-a trimis... Ok, deci nu s-a întors. Stați să vedem dacă pot să-i dau... nu pot să o întorc. Dar... eu am întors asta. Ok, aparent. Rămâne așa, dar nu înțeleg de ce. Stați puțin. Rotate. Se întugiază, stați că facem așa. Și o redownadez. Și așa sigur va fi bine. Bun. Very local. Așa. Deci ăsta este conceptul pe care mi l-a trimis primul lucru pe care se sizez Dinule cu toată stima. Nopții trebuia să scrii cu doi de i, dar este foarte relevant asta pentru că ok, hai să vedem. Ba da, e cu doi. Noapte, nopți. Nopții. Păi, cum a... eu chiar mă... Ok. Unde e Snow? Unde e Snow? Ce trigger ți-a luat. Cum să fie mai serios vorbind? Cât pune pariu că ai microfon Blue Yeti? Păi ai spune pe cât, ca să știu cât îmi dai. Am Rode NT USB.
Bun. Deci, ca să clarificăm treaba. Declinarea, mai e spus, înjugrarea la dativ genitiv este în opții cu 2 de i. So, unde mai este atâta, nopții este pluralul. E schiță, normal că e schiță din ele. Bun. Știi care e treaba? Ideea e că o să fie... asta e bună ideea cu... la nopții, cu la oul acela, cu luna. Dar nu știu, mi se pare că... Dinule, e un pic așa... Nu că nu e organizat, e dezordonat textul, știi? Dacă te uiți puțin cum e... Bine, cred că poți rearanja la un moment dat cum stau acele... acele litere. Și urla, sincer, știu cum am, știu ce ai vrut să faci tu acolo, dar la R și la L, dar cineva care pur și simplu vede tricoul dintr-o trecere nu-și dă seama că este R, L acolo și crede, zice, aș ura mai tare, dar e miezul nopții, știi, și nu știu dacă e ok. Fac varianta full pe calculator, păi, uite, deci, nu știu... Deci ăsta ar vrea să fie un bubble de vorbit, de, știi tu, de text. Și scrie aș urla, dar mai tare, dar e miezul nopții. Păi, ia, deci dacă urla, scrie-l normal, poate să fie un pic mai apropiate. Nu, aș urla e ok. Mai tare, dar e miezul nopții. Partea asta, mai tare, dar e miezul nopții, dar e miezul. Deci bucata asta din mijloc trebuie un pic regândită așezarea, pentru că nu îți dai seama ce și cum. Că nu îți dai seama, eu ăla poate e prea departe ca să-l vezi ce se întâmplă. Poate să-l pui pe mijloc? Nu. Trebuie poziționat undeva încât să fie mai cursivă citirea. Și miezul e scris prea mic, așa este, cum zice Mitră. Asta e, Vasile, nimic, vezi... reluarea. Da, nu joacă versus Verace de Alinus, așa este. Nu se mai joacă în seara asta, nu. Da, dar e foarte, e ok, dacă vrei să mi-l trimiți. Uite, de exemplu, vă place conceptul ăsta pentru un tricou, de exemplu. Pe un tricou negru să fie plasat. Să fie alb, bula aceea din spate să fie alb și apoi aș urla mai tare, dar e miezul nopții să fie cu diferite culori sau, de exemplu, luna aceea să fie colorată ca o lună, știți? Deci să fie un concept mai complex puțin decât un simplu text. Nu mai este niciun match. Nu mai este niciun match și am văzut acolo de la Army acel mesaj. Mulțumesc frumos, bro, Armi. Salut, Andy. Ar fi mișto, dar fără bulă, de ce? Sincer, bula aceea e ok. Salut, Nicon, e tot ok. Păschisul portocaliu e o culoare predominantă a avatarului tău de pe YouTube. Asta e discutabil, se poate. Dinule, mai ești aici, o să spun eu oricum. Dacă îl faci în Photoshop, bula din spate să-l faci un layer diferit. Ce se blochează? Salutare tuturor, bine ați venit. Bula din spate să fie un layer diferit ca să se poată scoate dacă e să fie fără.
un neon să fie colorat în portocaliu scris sul luna, o să fie, o să fie ca una reală, capul de lup. Mamă, capul, ia uite mă, uitați-vă aici sus, uitați, acum am dat seama, acum dau seama, super tare, Dinule, bravo. Capul de lup de sus îl fac mai clar. Nu cred că ai observat. Nu! Da, foarte tare, Dinule, conceptul. E foarte, foarte tare. S-a terminat meci, s-au terminat meciurile pe azi. Nu pot să-mi imaginez meciul decât într-un verzui. Păi, se poate schimba asta, culoarea, depinde cât de ușor este în Photoshop, cum face. Uite că-ți scrie Alex Galaxy ceva. Mersi, Tudor. Salutare, Banul Cristian, bine ai revenit, salut domnule, multă sănătate și ție, numai bine. S-a terminat meciurile, s-a terminat meciurile în această seară, prieteni. Da, a fost Nexus cu Virtus și au câștigat și de la Nexus. Am revenit, Tudor, oricum. Când închizi live-ul, ei, stau până cât mă simt bine, sincer. Mai stau aici cu voi la povești și mai ales discutăm despre conceptul ăsta. Cerc să scrisul mai în relief. Aaa, știu ce zice Alex, e destul de dificil. Am înțeles, Dinule. Păi, încercăm, facem concept bine, acum nu vreau, oricum o să povestim noi, că nu te pot lăsa numai așa, sincer, că dacă până la urmă conceptul ăsta ajunge pe tricouri, nu o să te las așa, Dinule, na, depinde, o să vorbim noi. Dar este foarte bună ideea cu lupul acolo, făcând referire la miezul nopții. Baie nopții, am discutat deja asta. Nu mai începe meciul, s-a terminat meciul. E dativ de genitiv nopții cu 2 i. Salut, OG, salut, salut. Mânecile de la tricou să fie albe sau cu aceeași culoare cu scrisul. Nu, no, nu se poate asta, Alex, să știi că nu se mai poate. Ce e acolo, Fizo? Ce tot îmi dai? Nu pot să deschid, dar lasă, știi. Stai puțin. Îl deschid imediat. Irelevantă greșeala aia cu i-ul. Nu, 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 nu se pot face mânecile de la tricou diferite. Este o tricou pe care se printează și atât, să știți. TFS, dacă ești român sau nu, habar n-am, dar nu se mai joacă meciuri. Nu mai sunt meciuri de jucat. Ia să vedem youtube.com/watch. Ah, Mo Reacts. Aha, ok, stai să vedem. Wow, wow, wow. Bine, Dinule. Mersi frumos de tot ajutorul. Nu mai salut în seara asta. Păi, te-am văzut. Salut.
Nope, I don't understand Romanian. Well, Tefes, you have to know that there is no other match at 22, because I think you're referring to the match against WSD Sports, Nexus versus WSD Sports is going to be played on Monday next week. Nu mai dau pe live pe asta acum, Fizo. Uite, cei care vreți să vedeți la ce mă uitam înainte. Ba, da, este cu 2. Nu se mai joacă niciun alt match. Bun, închid aici live stream-ul, prieteni. Merg și eu să mă apuc de alte lucruri. Ne auzim mâine de la ora 10 și jumătate dimineața. O să încep să comentez LAN-ul de la Luliș. O să fac și o să postez acum ăsta vodul de la Virtus Pro versus Nexus, să știți. Ciao, ciao. Ne auzim. Mersi frumos din urmă încă o dată și mulțumesc frumos special lui OpticSai pentru cei 27 de euro donați, lui Sufletel pentru 1 euro și lui Mihai pentru 3 euro. Vă salut! Noapte bună, numai bine! Mulțumesc și moderatorilor pentru tot ajutorul din această seară și de pe chatul cu Virtus Pro, pentru că știu că a fost nebunie, și de pe chatul de acum cu acest match versus Vitalis. Ciao, ciao!